Să luăm aminte. În vremea aceea stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui și privind pe Iisus care trecea, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Sărbătoarea Sfântului Andrei a adunat în biserici mii de credincioși care au participat la slujbele susținute de preoți. Enoriași au aprins lumânării și au ascultat cu pioșenie slujba preoților. Oamenii care au participat la slujbă spun că au venit să se roage pentru binele lor, al familiilor lor, dar și pentru bunăstarea întregului popor. Pentru sănătate, pentru binele tuturor și pentru bine în lumea asta. Când am timp și sunt liberă, pentru că astăzi este o zi liberă la bugetar și eu sunt tot bugetar și am avut această ocazie și am venit să punem o lumânare, să pun o lumânare pentru vii, pentru morți, că așa se este datina și pentru ce vă rugați? Pentru sănătate, pentru toți românii, ca să fie pace și liniște în țară. Pentru sănătate, pentru liniște, pentru copii. Ziua Sfântului Andrei a fost declarată prin lege sărbătoare publică și este zi liberă din 2012. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei apare în 30 noiembrie în calendarele ortodox, romano-catolic, luteran și anglican. Ajunul Sfântului Andrei este considerat unul dintre momentele în care bariera dintre văzut și nevăzut se ridică.